Deși a plouat, romașcanii care își iubesc patria au ieșit astăzi în centrul municipiului pentru a participa la manifestările dedicate Zilei Naționale. După discursurile oficialităților, după intonarea imnului național și după ceremonialul religios, a urmat parada militară mult așteptată, în special de cei mici. Se intonează imnul de stat al României în interpretarea Ioanei Mârți, care va fi acompaniată de Ștefan Buzdugan la pian. Detașament drept! La drapel pentru onor înainte prezentați! Arm! Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te-a dânăcirea barbarii de tirani. Defilarea militarilor, romașcanii prezenți în centrul orașului s-au îndreptat spre standul din fața primăriei, unde se oferea fasole cu cârnați. Nici aici ploaia nu i-a împiedicat să stea la rând. Cum vi se pare fasolea? Bună, foarte bună. Ce ar mai fi trebuit pus în ea? Mai gustoasă, că-mi place. Dar chiar dacă plouă afară, văd că a ieșit foarte multă lume. De ce? Sunteți patrioți? Cam jumătate patriot, jumătate nepatriot. Cum e fasolea? Foarte bună. Am și că e ziua internațională a României, a tot românului, a tot România. Și am și ca să vedem festivitatea, parada militarilor, a pompierilor, a jandarmeriei. Un rachiu, un vin ar fi mers? A mers, este. A mers, da. Mers un rachiu, un vin fiert, numai că vin fiert nu a fost, numai rachiu a fost. Mai slab, dar bun. În fasole ce ați mai fi pus? Șuncă, slănină, căci e mai bun. Anul acesta, administrația locală a pregătit aproximativ 2000 de porții de fasole și cârnați pentru romașcani.